Cu ceva timp în urmă am intrat pe un server de hardcore public unde am trollat. Nu așa, mă, bă, avem scară mai încolo. Ah, ups, scuze, scuze. Stai, stai că rezolv, stai că rezolv, nu-i problemă. Bă, ce face, bă? Bă, ups, la aia nu m-am gândit, da. Faza e că după acest troll băieții s-au cam supărat. Bă, ce aveți, mă, bă. Și de fiecare dată când intru, mă vânează. Ce vrei să facem, la muncă sau la decât? La muncă! Am înțeles! E pic ex-ul ăsta, uite, îți dau și niște mâncare să nu zici că te las frământ. Așa. Și uite și ăsta dacă vrei să te omori. Stai, ce? Nu, nimic. Uite, vezi piatra asta, tu trebuie să colectezi cât mai multă, că nouă ne trebuie pentru un bit. Și ce câștig? Câștigi viață, bratul meu! Încrederea noastră! Mă pleacă! Ok. Păi, cred că o să încerc. Să mă viață încă, da, zic și eu. Ia uite ce piatră frumoasă, da. Poți să iei de toate, ce vrei tu, dar măcar ea. Dacă ai fugit, da, ești anul... Unde crezi aici, la Masterchef? Bă? Da, tași când nimeresc. Băieți? Pa! De ce plecați toți? Cine mi-a dat? Ok, și gen... Asta nu cred că pot să o minez, sau? What? Ok, 47 de blocuri. Ok, am dat mesajul lui DX să vedem dacă răspunde. Răspunde privat? Alo? Alo? Vezi că n-am destul de blocuri. Poți zic că nu m-am gândit la asta. Da. Trebuie să văd ce să mai dau că n-am. Auzi, ia prindă-le și pe astea. N-ai cum să dai o Elytra direct sau ceva, n-ai tu? Lasă că e bună asta. Este. Ok, poate. Și nu o să se prindă ăștia? În fine, nu contează. Am vorbit cu ei, teoretic eu sunt paznicul tău. Hai în laborator și o să explic mai mult de... Cum te simți, Bengo? Ce Bengo, mă? Ia vină cu astea, în oglindă. Avem oglindă? Nu, dar te duc să povestesc eu dacă vrei. Bă, ce, bă? DX, ce faci, frățiorul? Salut, ce faci? Salut, niște bubuiel, cine-i băiatul ăla? Nu e nici băiat, mă. Ce ai, ești nebun? Salut? Nu, fiți atenți, stați să vă explic. Mor! Este un subiect de test. Mor? Stăteanul ăla pe care îl tot luam, eu făceam teste pe el. Nu știu, are vocea că am cunoscută. Mor? Nu cred. Mor. Hai să... Ai ursache, vin încă. Te trag acum de urechile alea. Bă, dar stai, mă, stai, auzi? De ce mă cheamă Florian Șurțu Bengos în tablet? Taci! Vino ușor. Ușor! Bă, să dea, dracică! Ușor! Taci! Bă, de ce trebuie să merg aici? Taci, cineva important vis. Ce e aici, după colț? Taci mai încet. Deci încet tare, te rog. Ok. Bă, ai făcut pași. Îl vezi pe ăsta galben? Ursu? Băi! Bă, stai că mănânc, bă. Glumeam, mai am vreo 3. Haide. Bă! Ok. Liniște! Băi! Nici măcar nu o să vă vezi pe... Sunt un pic mai glumesc, scuză-mă. Ok. Nu mai... Tot umbli, mă, pe aici. O te trag eu de ureche. Bun, fii atent. Poate te întreb ți-am făcut eu la laborator acolo. Nu. Nu? Tot îți explic. Testam pe un villager mai mult de ceva timp. Testam pe un villager de ceva timp niște transformări, să le zic așa. Și am zis fi tu primul om că ar testez. Mai botezat ori sub Bengos? Nu încă. Da, ce? Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune să ducem ție ca un stăpân noi păcătoși și robit tăi, miluiește pe noi. Doamne, miluiește-ne pe noi și că intru tine m-am dezinuit. Tu, mânia ta de noi foarte mici poelnici. Băi! Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, care te-ai născut din Sfânta și de Dumnezeu Născătoarea pentru pururea Fecioara Maria, în femei, nu știu de ce scrie asta în paranteză. Doamne, păziști tu pe aș pe pruncul nostru dintr-însă sub mâna. Stai să caut și eu, de acum te cheamă. E bine. Rândă meu. Bă. Prea fericitul și nu știu cum. Și asta ce a fost? Bă. De acum te cheamă Ursu Bengos. Da, aia scrie în tab Ursu Bengos și Florian? Unu-i un beci, unu-i cu tine? Da. Bă, tu chiar ai un urs în beci? Aproximativ. Stai, nu găsesc NPC pe aici. Ce NPC, mă? Cred că l-am pierdut. E în spate. Hello! Why are you bullying me? De ce se mai mișcă? De ce vine după mine? The X? Păi... The X? The X? Nu cred că trebuie să se întâmple asta. 1, 2, 3, 4, 5.
E prost. E pe standby. E în screensaver. Construiește un... Perfect! Ok, și acum dacă vreau să-i dau, să-mi iau cartea înapoi, ce-i fac? Îl iau la punct? S-a blocat în chestia asta! Așa. Dă-ți foc și fă... What a save! Cu totemul. Mă referam să-ți dai tu foc, nu la toată casa, dacă mă înțelegi. Mă, ai NPC-ul stricat, efectiv. E versiunea veche de mașină. Acum dă de cap. Că cealaltă versiune era cam... Dăm cartea. Am prea deștept. Dăm cartea. Nu, dăm cartea. Pe care nu, dăm cartea. Dar fac să-mi dea de aici. Da, și focul ăsta ce facem? Ok, dăm cartea. Ți-l iau la pump dacă nu-mi dă cartea. Dăm cartea. Ai vinul pe mine. Că ai băgat ăsta în mare. Stai că n-am băgat. Vinul încă. Hai. A aruncat-o în foc. Efectiv, aveți cel mai ciudat server ever pe care l-am văzut. Da, stai că am dat-o. Bă, crezi că o să... De bă, mai tare! Ok. Bă, hai să te bag cu Giovanni pe Discord. Bine. Yo, privet! Mor! Bă... Pot să-i fac kill-ul ăsta? Poți să-i termin suferința? Treci la treabă, treci la treabă, ia că poate înțelege dacă... Ia un bucăt cu el, poate... Bă, eu cred că a stat prea mult în end ăsta, nu în end, în void. Poate funcționează... E, poate ăsta funcționează ca chel. Bă! Bă, vreți să terminăm o dată pentru totdeauna? N-am murit, ce? Da, în legătură cu asta. Am avut tot temul. Stai ăla, că la cum nu murit? Da, în legătură cu... Cred că... Ce... Bă, ce-i... Bă, bă, ce-ai făcut? În legătură cu asta, nu... N-ai cum să câștigi, Florian. Scuze, a intrat rata la telefon dacă ai auzit ceva. N-ai cum să câștigi, Florian. Mă omoară. N-ați văzut nimica. Crede-mă, n-ai cum să câștigi. Îți zic și de ce. Să oprește-te, Olegă. Ok. Deci ca să... Lasă, se duc, oricum n-are poză. Ok. Da. În laborator ziceam că asta e versiune mai veche. Ți-am zis, nu? Da. E mai veche și... Ah! Ți-am lăsat-o pe asta mai veche pentru că aia nouă era prea deșteaptă și invincibilă. Prea deșteaptă, nu? Crede-mă că era mai deșteaptă decât alții. Adică, da, bine, față de... Uite la el! Hey.